Realizatorul TVR Sorin Burtea este mușcelean. Acesta s-a născut pe 28 aprilie 1953 în Câmpul Lung Mușcel. A absolvit Facultatea de Ziaristică a Universității din București. În perioada 1976-1980 a început colaborarea cu radio-televiziunea ca student practicant, timp în care a realizat sute de reportaje și emisiuni economico-sociale la radio. În 1980 a fost angajat în televiziunea română. De atunci și până în prezent a lucrat în aceeași redacție, cea economică, indiferent ce nume a avut emisiunea. În același timp a fost un susținător al valorilor tradiționale. Ea spune povești din vremuri străvechi. A cusut-o moița cu multă migală, punând pe ea tristețile și bucurile unei femei singure, care făcea toate eforturile să-și crească cât mai bine nepot. A purtat-o cu mare drag și mama mea. O prețuiesc și o duc mai departe și fata și nepoata. Port cu bucurie cămașa cu alpiță, mai ales pentru un scop nobil. Este parte din sufletul românilor și merită să fie în patrimoniul UNESCO. În 2012, Sorin Burtea a fost prezent la Câmpul Lung la revederea cu foștii colegi de liceu, la liceul cu program sportiv. Nu pierd nicio ocazie, niciodată, atunci când îi se oferă, să spun și pe post și în orice altă ocazie că sunt absolvent în acestui liceu, că sunt câmpulungean, că sunt argeșan. Pentru activitatea desfășurată și pentru promovarea municipiului Câmpul Lung și a zonei Mușcel, Sorin Burtea a primit titlul de cetățean de onoare în anul 2019. Aș vrea să invit lângă mine pe unul din foștii mei colegi, care de câte ori a avut ocazia într-o emisiune sau în altă parte a pomenit și a lăudat municipiul nostru, pe domnul Sorin Burtea, președinte radio-televiziunii, mai înainte, actual, ne va spune ce este reprezentant al TVR1, pe care eu îl felicit și doresc multă sănătate și numai bine. Sorine, bine ai venit! Mulțumesc frumos, bine v-am găsit! Sunt reprezentat, onorat de această ocazie. Și astăzi, dincolo de această distinție, am mai bătut palma cu doi oameni pe care i-ați văzut, uite, invitarea nivelului județean, domnul dr. Man și domnul Dragnea, pentru faptul că de cele mai multe ori, atunci când aveam posibilitatea să fac emisiuni frumoase, pe TVR1, pe TVR Internațional, pe TVR2, mă izbeam așa ca de un zid, parcă eu știu de unde mi se trage. Multă vreme am fost șeful reflectorului și am rămas cu pata asta, ca să zic așa, că sunt rău. E, Liviu, de exemplu, care a venit la foarte multe emisiuni, a văzut că nu sunt rău. Și că laud foarte tare orașul în care m-am născut și zona, Argeșul. Astăzi, cum vă spuneam cu cei doi demnitari, am aranjat ca în momentul în care vom începe sezonul nou, deci sfârșitul lui august, începutul lui septembrie, să facem emisiuni peste tot pe unde putem. Pentru că dacă noi nu ne lăudăm, dacă noi nu băgăm în față ce avem frumos și dincolo de orice ceartă politică sau știți bine câte lucruri frumoase sunt în Argeș, dacă noi nu le băgăm în față, nu le bagă nici dracu. Dacă noi nu facem ce trebuie să facem, într-un fel sau altul ne blesteamă Dumnezeu. Așa că să vă dea tot Dumnezeu, tot ce vă doriți și să aveți parte numai de bine. Și mulțumesc încă o dată pentru atenție. Sorin Burtea a încetat din viață luni 3 august la vârsta de 67 de ani, după o carieră de aproape 50 de ani în televiziune. Dumnezeu să-l odihnească!